Datorită firii noastre căzute și a ispitelor diavolești, în mintea noastră, care se află cu ființa ei în inima noastră duhovnicească, pot intra și gânduri diavolești. Însă nu trebuie să le lăsăm să-și facă cuib, ci să le îndepărtăm prin rugăciune și să le schimbăm în gânduri bune. Pentru că mântuirea creștinului ortodox înseamnă curățire de păcate, de patimi și sfințirea trupului și a sufletului, trebuie ca mintea să se adune cu gândurile sale din cap în inimă, ca să-și vadă păcatele și să se smerească, și cu ajutorul Harului Dumnezeesc să se curățească de ele. Diavolul însă va căuta prin gândurile sale cele rele să risipească mintea noastră în exterior, ca să judece și să se împărtășească cu păcatele altora, pierzând astfel și vremea mântuirii. Pentru ca diavolul să nu găsească mintea noastră goală și să semene răutățile sale, creștinul trebuie să aibă mintea ocupată tot timpul cu gânduri bune și să se roage. De aceea, căutați să vă recăpătați inima și simplitatea de copil și să priviți cu ochii buni și cu gânduri bune totul. Nu ajunge numai rugăciunea pentru a ne curăți mintea. Nu ne vom folosi duhovnicește dacă ne rugăm zile întregi, iar în minte avem gânduri rele față de semenul nostru. Pentru că după cum puțin oțet strică tot vinul, tot așa și un gând rău va strica starea noastră duhovnicească. Deci curăția sufletească trebuie să pornească de la gândurile noastre bune. Dacă nu primim gânduri rele și noi înșine nu gândim rău, ci pentru orice ni s-ar spune și orice am vedea vom avea gânduri bune, atunci mintea și inima noastră se vor curăți și ne vom elibera de gândurile cele rele. Vor mai exista gânduri rele semănate de diavoli, însă ele nu se vor mai lipi de mintea noastră curată. Dacă avem gânduri bune și curate, acestea vor curăți mintea noastră și apoi inima noastră duhovnicească va deveni curată, iar viața creștinului va fi o prăznuire duhovnicească.